Poftiți! Bună! Hello! Mulțumim. Bine ați venit! Mulțumim că ne-ai primit! Spune-ne, de cât timp locuiți în această casă? Păi avem în jur de, cred că 2 ani. 2 ani și un pic. Noi am mai stat aici în Otopeni, dar am stat într-o perioadă în chirie. Și ne-am îndrăgostit foarte tare de locul ăsta. Inițial am venit aici pentru că școală și Achim. Pentru că ne plac comunitățile mici, oamenii se știu între ei, lucrurile sunt mult mai flow, mult mai atenți, oamenii cu un spirit civic mai dezvoltat. Și atunci de-aia nici n-am stat pe gânduri când a venit vorba de a ne muta aici. Adică ne-am dorit, când stăteam în chirie, ne doream, am zis, băi, aici vreau să iau o casă. Cum arătau casele în care ai locuit de-a lungul timpului? Păi, o să iau așa din Berceni, unde am stat cu ai mei. Era o casă, un apartament cu 3 camere, dar drăguț. Bine, după 90 l-au renovat și ai mei. Și da, arăta un apartament normal era. După care, în momentul în care am plecat, am luat-o de jos, am luat cu o garsonieră. Dar pentru că aveam o perioadă ok financiară, mi-am permis să închiriez un apartament într-un bloc nou. Și atunci l-am mobilat cum am vrut eu. Și după aia am stat într-un demisol la un prieten foarte bun de-al meu, dar zona era superbă, în Floreasca, și era, el a fost tot timpul apartament de burlaci, înțelegi? Și cine a stat acolo au stat băieți singuri. Și țin minte că am avut și eu o perioadă în care cel mai bun prieten al meu se despărțise și a venit să stea la mine, eram amândoi, deci eram terminați. A fost o perioadă foarte frumoasă aia, dar apartamentul era fix de băieți, adică nu exista nimic feminin acolo. Până și pereții erau vopsiți, făcute niște picturi de o gagică de a prietenului meu, adică a făcut niște nebunii pe acolo. Masa, avea o masă în bucătărie unde toată lumea care a stat acolo, cine trecea pe acolo, trebuia să deseneze ceva pe masă. Și masa din bucătărie era de fapt o masă plină de graffiti. Dar frumoasă, o masă cu istorie. Așa, după care m-am întâlnit cu Cătălina, am decis să ne mutăm împreună și am stat în Lucianca, casa după Crevedia, o casă foarte frumoasă. Și a venit momentul școală, Achim, și am decis că cel mai bine e ca băiatul nostru să meargă pe jos la școală. Asta e un avantaj enorm. Acum că te uiți așa pe firul ăsta roșu în spate, ce impact simți că au avut toate casele, locurile în care ai stat asupra ta? Băi, eu mă bucur că am apucat toate etapele și am ars toate etapele într-o ordine naturală în viața mea, știi? Și atunci mie nu-mi pare rău. Eu am avut și perioada în care am stat singur, perioada în care am plecat de la ai mei pe picioarele mele, cum se zice, și mi-am luat zborul într-un ritm natural. La mine, și ăsta e un avantaj, un noroc. Eu am avut noroc pe planul ăsta și atunci nu am niciun fel de regret că, băi, n-am stat și singur, băi, n-am stat și într-un apartament de burlă, băi, n-am avut și momentele de băieție. Nu, le-am avut pe toate. Ai colaborat cu specialiști în domeniu pentru amenajarea casei? La casa asta nu. Dar avem prieteni care cu asta se ocupă, prieteni arhitecți. Verișorul nostru, are soția lui, este designer de interior. Și da, ne-a inspirat cu tot felul de lucruri, adică am comunicat pe zona asta. Dar în principiu tot ce vedeți aici este meritul Cătălinei. Ea este cea care și-a dorit casa asta să fie, să zicem, noi ne-am dorit minimalist. Dar după aia ne-am dat seama cu copiii că nu poți să fii chiar atât de minimalist. Și cu accente scandinave, știi? Uh-huh. Și ne-a plăcut asta, zona asta, pe negru, simplu, combinația asta de metal cu lemn, sârme, așa am vrut eu să fie acolo, el trebuia să fie complet altceva scara, numai că eu am zis nu, vreau metal și niște sârme trase așa, pe care Zora le-a rupt de o grămadă de ori. Cum ți-ai descrie casa în câteva cuvinte? Prietenoasă, o casă de, asta e bucătăria, eu mi-am dorit să fie, să am când intru în casă, același feeling pe care l-am când merg în vacanță. Știi? Adică tu când te duci în vacanță,
și iei o casă de pe Airbnb sau de unde e închirie, băi, îți place, e mișto, te simți bine în casa aia, știi? Am vrut să am același feeling când vin la mine acasă, de aia și canapeaua din living e atât de mare, pentru că mi-am dorit ca prietenii mei când vin să nu stea pe canapea cum stai în mod normal. Nu, vreau să te oblig să te întinzi, să te simți bine, să stai ca la tine acasă. Storia.ro a lansat cărticica de biniște, un ghid complet al fericirii acasă. Și la tine acasă, care e colțul cu cea mai multă biniște? Păi o să-ți spun, în afară de bucătărie, unde vin aici și stau cu gândurile mele, mansarda este locul meu. Asta e mansarda. O să spun că mai am încă lucruri de făcut, de exemplu, încă sunt în dubiu dacă îmi țin biblioteca, vreau să-mi fac o colecție de viniluri pe care o să o las moștenire copiilor, care va vrea. Și acum sunt în dubiu dacă ce fac, îmi las pick-up-ul jos sau îl aduc în mansardă, îmi fac biblioteca jos de viniluri sau fac în mansardă, încă nu știu. Cum, mai sunt multe lucruri de făcut, că așa e la casă, aveam deja această experiență, știu cât de multe lucruri în fiecare zi, vrei să schimbi, îți vin idei. Ăsta de aici este făcut de dressing-ul ăsta, este făcut de un prieten foarte bun de-al meu. E din Stejar și țin să spun, pentru că dacă o să vadă materialul ăsta, el o să se bucure foarte tare, pentru că am muncit cu extrem de mult drag la chestia asta, la dressing-ul ăsta. Și s-a și chinuit să-l bage, să-l aducă până aici, pentru că nu e, e stejar și extrem de greu. Partea asta cu natura, că se regăsesc multe lucruri din lemn, poate tapet, e ceva ce ține de poate stilul pe care l-ați ales sau e mai mult de atât? Are semnificație pentru voi? Noi suntem, eu și Cătălina suntem oricum destul de conectați cu natura, am crescut la țară amândoi. Eu am avut la bunica mea în spatele casei o pădure, adică era ultima casă din sat și în spate era pădurea. Și atunci, da, ne place zona asta, mie îmi place, am vorbit cu Cătălina de la început, am zis, casa asta trebuie să fie plină de plante. Vreau să văd plante peste tot, pentru că este, am stat într-o casă anterior, când stăteam în chirie, stăteam singur și n-am pus niciodată preț pe chestia asta. Nu mă interesa, se usucă, dacă-s plecat, uit să le ud. E, când am pus atât de multe plante, îți dă efectiv altă stare, altă energie în casă. Și aici am vrut să fie, când am văzut tapetul ăsta, am zis din start ăsta. Ăsta direct, fără discuții. Și aici pe geam, acum, na, mă gurește. Dar aici, vara, primăvara, vara, aici este o nebunie. Că să vezi toți copacii ăștia când înfloresc. Ăla e un cireș de aici, chiar un cireș cu nuci ăștia. Deci este superb aici, vara. Și e o continuare așa a tapetului. Ce amintiri te leagă de casa bunicilor, cea în care ai copilărit? Că spuneai la un moment dat de pădure și ai adus aminte de asta. Da, păi eu am crescut jumătate în Moldova, jumătate în Berceni, deși eu mă consider moldovean, pentru că acolo am adunat cele mai frumoase și mai importante amintiri. Am crescut cu foarte mulți veri în jurul meu pe care am considerat familie, adică frați, nu verișuri, era mult mai mult de atât. Și am prins, aș zice, cred că cea mai frumoasă perioadă aia în care mergeam și la câmp, mergeam și cu animalele la siret, mergeam noi la scăldat, mergeam la, și la furat de vișine, cireșe și ce mai prindeam, nuci și așa mai departe. Deci cea mai frumoasă parte a copilăriei mele s-a întâmplat acolo. Spuneai că în locul ăsta, în mansardă, îți place să te relaxezi, să te încarci cu energie bună. E și locul în care tu repeți pentru piesele tale? Da. Uite, noi aici, dar ori la masa asta, ori masa aia o aduc, mai întâi mâncăm, bem o bere, discutăm. Aici am și tradus o piesă, mă așez un pic, am și tradus o piesă, ultima piesă pe care acum lucrăm la ea. Și vreau să spun că este un spațiu de lucru extrem de bun, pe care l-am descoperit și eu recent. E foarte bine antifonat și atunci copiii nu aud, chiar dacă repetăm și vorbim, nu se aude. Și plus că e liniște, aici chiar e liniște. Jos mă mai sâcâie, fiecare mai trece, copiii se trezesc, mi-e sete, mi-e foame, mai stau la televizor, nu vreau să mă culc. Nu. Și atunci aici sunt complet izolat de tot ce înseamnă haos. Și muncesc extrem de bine și mă concentrez bine. Și texturile mi le dau aici, dacă am o probă sau ceva, self-tape-urile, tot aici mi le fac.
În ce roluri te putem vedea acum? Acum tocmai am scos o premieră, Niște oameni inteligenți se numește, cu regizor Laurențiu Rusescu. Distribuția este fabuloasă. Leonid Doni, Ada Gale și Ilona Brezoianu, Nicoleta Lefter și Alexandru Cunovaru. Și e o comedie extrem de drăguță și mișto. Cum reușești să îmbini viața profesională cu viața de familie? Viața profesională cu viața de familie, cred că nu fac nimic special față de multe alte familii. E destul de dificil uneori, pentru că copiii având vârste diferite, adică sunt 6 ani totuși diferență între ei, programele lor diferă destul de mult și atunci ne împărțim destul de greu, dar avem sprijinul mamelor, ne ajută foarte mult când sunt și ele și ne împărțim fix cum putem, cum reușim. Uneori poate fi extrem de dificil, dar alteori lucrurile se leagă. Există vreun obiect pe care îl poți asocia cu cel mai drag personaj interpretat de tine până acum? Cred că, nu știu dacă să asociez neapărat, dar cred că pick-up-ul. Pentru că, într-un fel, primul meu spectacol se întâmpla undeva în 1937. Și atunci te duce cu gândul la pick-up, magnetofon, în orice caz vinil, pentru că nu era nimic altceva. Și chitara, Zora mă mai pune să cânt la ea, dar este inclusiv cu funia improvizația asta pe care a făcut-o Helciug când a venit în fermă. Și o las acolo și când mai vin în mansardă mai ciupesc așa din ea puțin. Asta este un tablou pe care mi l-a pictat o prietenă foarte dragă mie, din facultate. L-am avut pe perete, dar acum de când s-a născut Zora nu mai pot să-l țin, că s-a speriat de el. Și oriunde îl pun, zice să-l dau jos. Așa că îl mai țin așa, îl mut de colo-colo, că nu vreau să-l... O să mai crească Zora, o să aleg un perete până la urmă. Dar deocamdată e foarte speriată de el. Și na, de-aia îl țin așa, îl plimb. Dar vreau să-l protejez pentru că mi-e foarte, foarte drag și... Pentru că tot ai menționat de copii, Zora și Achim împart aceeași cameră sau au camere separate? Nu, au camere separate pentru că eu cred în chestia asta cu energiile și vreau să las lucrurile fiecare să aibă intimitatea lui. Hai să vă arăt așa puțin. Așa, asta este camera Zorei. Și-a dorit... un tapet cu lună și l-am pus și pe micul prinț, i-am pus ce și-a dorit ea. Am făcut chestia asta cu camere separate pentru că cred în intimitatea fiecărui om, indiferent cât de mic este. Și de aia și la baie le-am pus 2 chiuvete, să aibă fiecare chiuveta lui și oglinda lui ca să nu se mai certe. Așa, și aici e camera lui Achim, unde Puștiu și-a dorit tot un tapet cu lună. Are această tablă unde se joacă și și-a făcut și temele uneori pe tabla asta. Acum se joacă, are o misiune, văd, mergi jos și înapoi. Și trebuie să ia ceva de jos. Nu știu dacă e pentru el misiunea asta sau pentru mine. Te vezi locuind aici până la adânci bătrâneți cu familia ta? Eu mă văd că... Doar n-am luat casa asta, nu e ca o mașină, să o schimb în 10 ani. Mă văd locuind cu ei, ideea e că nu știu dacă vor vrea copiii să stea cu noi până la adânci bătrâneți. Dar da, noi ținem foarte mult la casa asta și am luat-o cu foarte mult drag și amândoi am simțit că trebuie să luăm casa asta. În ce zona a casei vă petreceți cel mai mult timp în familie? Living. În living ne petrecem cel mai mult timp. Canapeaua este și loc de joacă, pernele astea au fost și pe jos și pe sus și le-am dat jos, le-am pus de nu știu câte ori. Dar asta este zona unde ne jucăm. La masă se desenează și aici. Aici se face și cort uneori. Dau pernele jos și facem traseu de parcur, Floris, Lava, deci le facem pe toate. Asta este zona. Care este prima ta amintire aici?
Prima amintire aici, fii atentă. Noi mai văzusem înainte o singură casă. Am intrat în casa asta și când am ajuns în mansardă și am văzut că mansarda e de fapt toată amprenta casei, noi am închis-o că așa am vrut noi să facem. Și mă gândeam de acum, cum nu știam cum să-i spun Cătălinei, zic, bă, dar mi-mi place casa asta, eu vreau să o luăm pe asta. Dar nu pot să-i spun că o vreau pe asta, că și la șosete stai și te uiți mai mult. Și ea în același timp gândea același lucru, băi, gata. Și până la urmă ea a zis prima, a zis gata, pe asta o luăm. Ceea ce m-a mirat foarte mult pentru că ea stă foarte mult și analizează lucrurile, e mult mai tipicară. Și ăla a fost un moment foarte drăguț pentru că ne-am înțeles mental, telepatic, am zis gata, asta este casa. A fost foarte, foarte mișto așa ca energie. Și cel mai emoționant sau cea mai emoționantă amintire? Păi, cred că momentul în care copiii s-au simțit deja instalați în casă și fiecare cu camera lui, cu spațiul lui și momentul în care, pentru că e un pic derutant, știi? Am plecat din casa aia, ne-am mutat în chirie să fie aproape de grădință de școală. Am stat acolo ceva timp puțin, iarăși ia toate lucrurile mute, știi? Și în momentul în care s-au simțit probabil liniștiți și au început să descopere lucrurile din casă, să-și facă fiecare locșorul lui, știi? Uh-huh. E frumos sentimentul ăsta, să știi că poți să oferi un cămin și să le oferi stabilitate și emoțională și familială. Unul dintre obiectele, l-am învățat și pe fiii mei inclusiv cum să pună și încerc să-i transmit deja emoția acestui instrument. Deja, eu îl numesc instrument chiar dacă e un aparat. Pentru că muzica pe care o pun are istorie și fiecare vinil pe care l-am îi explic despre trupă, despre cântec, despre versuri, în ce perioadă a fost scris și așa mai departe. Deci ăsta este un lucru, obiect din casă care, zic eu, va avea valoare prin lucrurile pe care le voi povesti copiilor for lifetime. Adică pe toată, pe cât vor fi în casa asta și cât vor crește, am ce să le zic de muzică și despre trupe. Deocamdată le țin acolo, asta spuneam, pentru că nu m-am decis încă dacă să-mi fac aici o bibliotecă de viniluri. Deocamdată n-am foarte multe, sunt câteva, cam astea sunt. Și am de la muzică clasică până la Beatles, Michael Kiwanuka, Simply Red, Beth Hart, Black Pumas, adică na, Pink Floyd, Def Leppard, le-am pe toate. Am făcut o baie tot pentru prieteni, într-un fel, tot pentru a fi comod, să fie lejer și mie tapetul ăsta îmi place foarte mult, are și niște motive din brâncuși. Dar tot în zona asta am făcut-o. Majoritatea au aici jos și au făcut mașina de spălat și au pus uscătorul, dar eu le-am dus în mansardă, mi-am făcut spălătoria, pentru că dacă aici petrecem cel mai mult timp, e mult mai comod să vii aici, să, nu știu, intre și copiii, vin de la școală, mă spăl pe mâini imediat, rapid, nu mai urc, nu mai e tot haosul. Ce le recomanzi celor care plănuiesc să-și schimbe casa în 2022? Le recomand, în primul rând, să nu facă niciun fel de compromis la ce înseamnă energia casei și a locului și dacă să simtă că ăla poate fi și va fi căminul lor pentru o perioadă destul de lungă și să aibă această bucurie, să vizualizeze cum arată casa lor, pentru că de asta spuneam mai devreme, eu am vrut această casă să fie, să-mi ofere exact același sentiment pe care l-am în vacanță. Călătoria ta din Kenya te-a inspirat în vreun mod în amenajarea sau decorarea casei? Nu, n-aș spune. Aici, oricum, cu amenajarea casei și decorarea casei, Cătălina este maestră și a făcut o treabă minunată. A ținut cont foarte mult și de latura mai masculină, adică nu a făcut casa asta doar cum își dorește și cum vrea o femeie. Deci a reușit să mențină un echilibru extrem de bun între latura mea masculină și ce își dorește ea. Cum au contribuit pisicile la reamenajarea și distrugerea bucătăriei? Ne povestești ce s-a întâmplat când ați plecat? Eu aș zice cum vor mai contribui, că nu s-a terminat. Am plecat în vacanță în Grecia și la două zile noi comunicăm toți vecinii, între noi suntem și prieteni, și lăsăm cheia dacă e nevoie de ceva.
Și m-a sunat vecinul meu după două zile, exact așa a început conversația. Te rog eu frumos să nu te panichezi, nu e nicio problemă, totul va fi bine. Voiam să-ți spun doar că pisicile, e un pic de apă în casă. Și a curs apa până în living, în bucătărie. Mi-au trimis vecinii poze cu toate sertarele din bucătărie scoase la uscat, covoarele scoase la uscat, plantele, copacii, toate erau căzute. Deci, te-ai seama ce au făcut un super haos. Înainte să încheiem vizita, spune-ne ce crezi că face dintr-o casă acasă. Eu cred că, în primul rând, cred că oamenii, în primul și în primul rând, felul în care ești primit și să-ți facă plăcere că să vii la oamenii ai acasă. Îți mulțumim că ne-ai primit. Și eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Și hai, bem o cafea, vreți să bem o bere? Aduc o bere? Un rom? Ce vreți să vă desfac o sticlă de vin?